Doamna Doris Moldovan, spuneți-ne, vă rog, câteva lucruri despre candidatura surpriză a dumneavoastră pe lista PNL. A fost o funcție pe care v-ați dorit-o sau vi s-a dat cadou? Bună ziua, prima dată, și vă mulțumesc pentru ocazia de a ne întâlni. Nu cred că a fost o surpriză pentru nimeni candidatura mea, pentru că eu mă pregătesc pentru acest moment de câțiva ani încoace. Sunt de 9 ani în Partidul Național Liberal, membru activ, am participat la toate campaniile electorale, fie că le-am condus, fie că am fost alături de ceilalți lideri, și m-am pregătit pas cu pas pentru acest moment de a candida la Camera Deputaților. Niciodată nu a fost un secret că îmi doresc acest lucru, întotdeauna am spus că într-un viitor am să candidez, pentru că normal, ca orice om politic care vrea să facă cu adevărat politică, trebuie să ai un target, o țintă, o destinație, și am știut că pentru a ajunge aici, pentru a avea curaj să îmi depun această candidatură, trebuie să am o anumită experiență. Și n-am vrut să ard etape, tocmai pentru că am venit dintr-un mediu privat, am avut firmă alături de părinții mei, am venit din zona aceasta privată, n-am avut tangență foarte mare cu politica și am crezut de cuvință, de bun simț, să am o experiență, să înțeleg ce înseamnă politica, ce înseamnă administrația, mai ales că eu am terminat științe politice și administrative la Cluj, să le văd exact, să simt, pentru că una e teoria și alta e practica, și abia acum m-am simțit în stare sau a fi pregătită pentru a candida. Iar candidatura mea nu cred că a fost o surpriză, sincer, pentru colegii mei și pentru cei din jurul meu care mă cunosc și care îmi știu activitatea. Nu a fost o surpriză, dar putem spune că a fost o funcție făcută cadou de ceilalți colegi? Nu cred că este impropriu să spui că e făcută cadou, pentru că vine în urma unei munci consecvente în cadrul partidului. Nu am plecat nicăieri, niciodată, din cadrul partidului nostru. Am susținut pe fiecare coleg în momentul în care a candidat, indiferent de funcțiile la care a candidat. Și cred eu că nu este un cadou, pentru că muncești pentru a ajunge acolo, vii cu idei, cu proiecte, cu implicare, și nu. Dacă era cadou, era așa, să fiu direct direct în Parlament. Da, ce vă recomandă pentru această funcție? Ce credeți că vă recomandă? Sunt convinsă că unii poate vor interpreta greșit vorbele mele printr-o lipsă de modestie, dar sunt pregătită să ajung în Parlamentul României, așa cum spuneam, am experiența necesară, am acumulat-o în timp, cu răbdare și cu multă implicare. Știu ce înseamnă administrația publică locală și la nivel național, pentru că o perioadă am muncit în București, la Primăria Generală a Capitalei, unde am avut contact cu diverse situații și oameni. Am experiența politică, campaniile electorale, de la lipita fișe până la a merge din casă în casă, an la rând. Da, da, una putem spune că una este campania electorală și administrația, și alta ar fi să faceți legi în Parlamentul României. Ați ști exact ce butoane să apăsați pentru a vă promova proiectele de lege? Cu siguranță că, ajungând acolo, voi înțelege rapid care este mecanismul. Poate sunt prea optimistă când spun că legea e lege și trebuie respectată. Sunt niște norme și niște reguli și acolo în Parlament. Și voi face față cu brio, spun eu, pentru că îmi doresc foarte mult să vin cu rezultate, nu doar să ajung acolo și să fiu una dintre cei mulți. Ne puteți spune câteva dintre proiectele noastre pe care vă veți axa în momentul în care veți ajunge în Parlamentul României? Așa cum an la rând am promovat prin toată activitatea mea județul și oamenii din Bistrița Năsăud, la fel vă face și acolo. Am ales foarte mult să merg pe zona aceasta de dezvoltare, de implicare în partea turistică, de promovare a tradițiilor și a locurilor noastre. În ultima perioadă
Am studiat foarte mult legea turismului actuală și am văzut lacunele ei, minusurile și plusurile, care nu sunt foarte multe, dar important că avem o lege a turismului care nu a mai fost îmbunătățită de câțiva ani încoace. Zona noastră, preponderent rurală, are un potențial extraordinar de dezvoltare pe agroturism, ecoturism, pentru că tot mai mult turiștii sunt atrași de tradiție, de bun gust și de bun simț. Iar noi avem toate aceste ingrediente aici în Bistrița Năsăud, avem locuri extraordinare, avem această bogată și vastă ladă cu zestre, monumente istorice, locuri frumoase, oameni minunați, un port extraordinar, un cânt care îți alină dorul și te face să zâmbești și avem cu ce. Și atunci implicarea mea va fi pe o îmbunătățire a legii turismului și de tot ce înseamnă o strategie pe partea de turism, de dezvoltare și de a da șansă oamenilor să se dezvolte aici, în locurile în care trăiesc. Primarii vă susțin când aud ce discurs aveți în această campanie electorală? Nu doar că mă susțin, ci vin și cu idei. Zona mea în care m-am activat foarte mult este partea cea de Valea Someșului și Sălăuței și cred eu că acolo chiar avem un potențial extraordinar de a ne dezvolta turistic. Avem noroc acum că sunt și acele drumuri care vor ajuta să se ajungă mai ușor la destinații și chiar cred că voi avea o susținere în colegii mei, în domnii primari, din zonele care pot fi evidențiate.